asta care zbiară e de la Nismene? Da, e opera. Verdi? Rigoletto? Și ce zice? Zice ceva important? Zice. Zice, femeia e schimbătoare, capana în vânt, își schimbă vocea, își schimbă gândul. Bă, nene, păi dacă tot faci circ, te îmbraci în izmene, te dai cu maglăvăiți pe față ca ultimul lesbianist și mă și zbier ca să-mi dilău. Păi atunci, cântă frățioare, ceva de greutate. Cum ar fi? Nu știu, tată. Ceva major. Cancer. Ah, o operă despre cancer. Adică dragostea nu e destul de importantă? Ba, e mai ales dacă ești tânăr și umbli cu mătăra în gasculat. A, dacă tot le cânti de corazon. Ziua, nene, fii nuț la sentiment. Săraca de ea, dacă e legată de un calorifer pe un, într-un hotel din ăsta de pe centură, normal că rezistă. Ca să nu mai vorbesc de apelativul fetițu. Câți ani are? 16 ani? 14 ani? 13? Că dacă avea 35, nu mai era fetiță. Și în plus, nu e vorba doar de viol. E gangbang, direct. Hai, fetițu, haide cu băieții. Deci nu cu băiatul, cu băieții. E clar că ea nu-l vrea și el, frustrat, mocnește. Ați înțeles? Mocnește până ajunge să o urască cu patimă, că tocmai de asta spune. Nu oprește. Nu, că n-am vrut să vă jignesc. Hai, cum se oprește mașina? Hai.